Pare doar un experiment ce s-a întâmplat pe strada Pictor Andreescu, o stradă și așa cu destule probleme. Pe o singură bandă a fost turnat asfalt pe o porțiune foarte scurtă în urmă cu 2 zile. Apoi nimeni nu a mai trecut pe acolo. Încă o lucrare, o așa zisă lucrare făcută de mântuială, încă un caz în care banii publici se duc fără eficiență pe astfel de așa zise lucrări, cum spuneam. În urmă cu 2 zile, la ceas de seară, în jur de ora 18, o echipă de muncitori a venit în mare grabă cu un utilaj și s-a apucat să asfalteze aici pe strada Pictor Andreescu. După cum vedeți, au asfaltat vreo 30-40 de metri pe o singură bandă, iar de atunci n-a mai dat nimeni pe aici. Locuitorii din zonă ne-au relatat că asfaltarea s-a făcut direct peste pietriș, peste praf, peste petroaie și peste bolovanii care erau pe șosea. Nu s-a curățat asfaltul, nu s-a făcut o amorsă, astfel încât și pe această bandă de 30 de metri care a fost turnată să reziste cât mai mult. Oamenii din zonă sunt revoltați și își exprimă deschis indignarea pentru modul în care sunt cheltuiți banii publici. Au venit să toarne asfalt, dar nu a dat o amorsă, nu au curățat înainte. Nu se poate da să toarne un asfalt fără să faci o pregătire înainte. O pregătire minimă, nu zic că atunci când iei o stradă sau asfaltezi, să toarni un covor să asfalte de la început. Sunt indignat pentru că din banii mei, ai dumneavoastră, ai tuturor giurgiuvenilor, cineva își bate jurul, banii nu știu. Sunt foarte indignat. Dar acest mod de a cheltui banii publici, banii din bugetul local. Suntem ultimii din Giurgiu, nu? De la noi se termină lumea, da? Toată lumea promite. Toată lumea promite când e în campanie și uite. Porțiunea asta nu e făcută, a făcut-o pe asta, azi că ne-o face și pe asta până în capăt. Vine, ne bagă mereu un autogreder, ne împinge nițel pământul și ne lasă așa, până de vale la alimentarea cealaltă, la calea ferată. Am avut noroc cu domnul Beianu că ne-a făcut la calea ferată de puteți să copiii la școală, trece și noi la alimentări, trecem spre oraș, ne-a făcut domnul Beianu. Așa, ne ploaie urât, avem și doi copii care merg la școală, care... Probleme. Și cu câinii ăștia, nu, e o grămadă câini care am mușcat atâtea femei. Când văd că vin mașina să-i prind, ai naibii să pune în colon și pleacă toți pe calea ferată dincolo, pe vale. Și rămâne, prinde câte o gioarță de câine. Ceea ce s-a întâmplat pe strada Pictor Andreescu nu este singurul caz de acest gen. Pe strada învecinată și anume Pictor Grigorescu a fost săpat un șanț cu o freză, iar șanțul a rămas așa mai bine de 2 săptămâni până să fie turnat asfalt, timp în care șoferii s-au chinuit să treacă prin această zonă încercând să nu își strice mașinile.